Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Avem astăzi un invitat special care ne dorim să ne anime, să ne dea optimism și pozitivism, pentru că până la urmă, indiferent de vremurile pe care le trăim, trebuie să vedem luminița, dacă nu aia de la capătul tunelului, măcar aceea pe care trebuie să ne o creăm fiecare dintre noi în sufletul și în mintea noastră. Alături de noi, domnul Cristi Nicolae, trainer, speaker motivațional, și ca și formare medic. Îți mulțumesc, Cristi, că ne ești alături. Bună dimineața, bună ziua, Narcisa, și ție și telespectatorilor Tele1. Da, trăim niște momente, niște vremuri foarte interesante, foarte provocatoare. Acum stau și mă gândesc, urmăresc un documentar, da, despre al doilea război mondial. Sunt multe, sunt zeci, probabil. Interesant este cum au făcut față oamenii, da, unui război devastator, ani de zile, care a cuprins tot globul. Deci, vrem nu vrem, eu zic că putem face o comparație cumva între această pandemie care a prins tot globul, care sădește incertitudine, da? Aflăm, cum discutam și înainte de emisiune, aflăm de cunoștințe, de rude, de prieteni, amici, da, care s-au îmbolnăvit, au ajuns prin spital, sistemul e bun, scârție de fapt, e perfectibil, etc. Stau și mă gândesc și atunci zic așa, Churchill, da, care era prim-ministru Marii Britanii, domnule, a avut o energie în el fenomenală, a rămas celebru cu discursul când a spus că vom apăra fiecare casă, stradă, deal, etc. Da? Deci, eu cred că în acest moment avem nevoie de niște lideri, nu intrăm în discuții politice că nu e rostul emisiunii, din punctul meu de vedere avem niște lideri buni, alții mai puțin buni, și atunci sfatul meu ar fi ca fiecare să se raporteze la acel lider în care crede, da? Pentru că noi avem acum nevoie de niște ancore emoționale. Nu putem să rămânem în același cer vicios în care înjurăm sistemul, lumea politică, ghinionul, de ce Dumnezeu mi-a dat mie asta și omenirii și nu. Problema este la ce te raportezi ca să-ți găsești înăuntru forța necesară să treci peste moment. Și acest Churchill e foarte interesant, da, a dat acele mesaje foarte tonice și englezii au reacționat. Și e o fotografie foarte interesantă, Londra bombardată, da, intensiv de nemți. Și fotografia arată o doamnă care stă în fața unui zid pe care scrie croitorie, casa este dărâmată, a rămas decât zidul în picioare și doamna stă în față și se pare că și invita oamenii în continuare, cine trecea prin față, să știți că noi avem deschis, chiar dacă casa nu mai este zidul în picioare, croitorie, ai nevoie de un costum, vină înăuntru și încercăm să rezolvăm. Deci mi se pare ceva foarte sugestiv și mi se pare singura șansă ca în momentele dificile ale vieții să reușești să treci peste. Pericolul este să cădem într-un pesimism, într-o frică, a spus și profesorul Ciurea, neurologul român, da, și mai mulți oameni deștepți au spus și profesorul Dulgan, e un pericol fantastic dacă picăm în acest pesimism și această frică, vibrația interioară, imunitatea se prăbușesc și atunci ne mirăm că facem, Doamne ferește, dacă nu un COVID, poate facem alte boli, să spunem, și în final ajungem iar în sistemul, da, de sănătate românesc, care nu este foarte bun, să spunem, scârție și așa mai departe. Da? Deci, eu zic că funcționează, trebuie să funcționeze optimismul. Are 0% toxicitate, inclusiv pentru oameni care nu cred în aceste teorii. Cine crede și își dă seama că nu e un panaceu universal, optimismul, normal. În spate vii cu... Eu sunt optimist, dar încerc să-mi ajut comunitatea, familia, prietenii, este evident, trebuie să fim generoși în aceste momente odată în plus, da? Mă odihnesc, mă alimentez, mă îmbrac bine, adică nu sunt optimist și cu asta basta, nu vorbim de chestii iraționale, da? Vorbim de un complex de măsuri pe care trebuie să-l luăm, da? Păstrăm acea distanțare fizică, păstrăm o mască, vrem, nu vrem, că de astăzi este obligatorie, da? Și la Craiova și așa mai departe, da? Optimism, forță. Vedem, din păcate, această incertitudine a locului de muncă, a stării de sănătate, a ce se întâmplă până la urmă mâine sau în viitor. Deja s-au început să se facă studii, vedem că din ce în ce se accentuează, se amplifică, ba mai mult, Cristi, zilele trecute am văzut un val de sinucideri din partea unor purtători ai acestui virus. Am avut unul la Vâlcea, unul prin nordul țării, 4 cazuri în doar câteva zile.
Deci evident că sunt niște fenomene regretabile, da, e foarte trist că se întâmplă așa ceva. Acum, eu cred că, deci e o situație cu care lumea nu s-a mai confruntat, este evident, da. Doi la mână, mass media vrea, nu vrea, are reflectoarele puse pe această problemă, da, care este clar problema majoră a omenirii în acest moment. În același timp, dezavantajul care mi se pare este că întreținând mereu această atmosferă, toate buletinele de știri, absolut toată lumea vorbește câte cazuri au fost și aici este discutabil, că degeaba spui că au fost diagnosticați 8.000 pozitivi, da? Pentru că tu trebuie să te raportezi la cât, la 16.000 de teste sau la 5-6.000 de teste, contează foarte mult procentele, da? Această întreținere, da, vai, crește numărul, nebunie, inevitabil anumiți oameni cu alte afecțiuni, la o anumită vârstă, mai slab structurat să spunem, ajung la aceste măsuri extreme ale sinuciderii, repet, super regretabil, evident. În același timp, dacă stai să te gândești, în vremurile normale de pace nu există sinucideri? Citeam un studiu acum vreo 10-15 ani, Japonia și Ungaria. Nu mai știu care era prima, a doua, nici nu are importanță. Rămâi șocat, stai puțin, dar Japonia de ce? Că este super dezvoltată. Da? Pentru că există un sistem acolo foarte conservator, foarte închistat. Rata tinerilor care visează să ajungă antreprenori în Japonia este foarte scăzută. Da? Pentru că sistemul care economic i-a dus unde i-a dus, în același timp devine foarte conservator pentru un om dinamic tânăr care își dă seama că nu prea are uneltele necesare să răzbată prin chestiile conservatoare stabilite de alții și unii, în păcate, clachează. În acea bogăție economică, unii clachează, se sinucid. Ungurii, explicația care o dădeau unii, ziceau, dom'le, dar ungurii de ce? Pentru că ei au dus-o bine și în vremea comunșilor în comparație cu românii. Iar acum investiții străine, etc. O explicație era că sunt mulți care încă se raportează psihologic la vremea Imperiului Austro-Ungar. Da? Când lor nu le convenea că sunt sub-austrieci, dar în același timp orgoliu național era hrănit. Bă, sunt imperiu. Da? Și atunci, zic așa, cauze de sinucideri sau de depresii și așa mai departe vor fi întotdeauna în lume. Da? Discutam zile trecute cu soția, cu mama, cu fratele meu, da? Nu știu, mai veni vorba de plecând de la ideea asta a coronavirusului. Dom'le, stai puțin, dacă ne raportăm totuși la anii 70, să spunem, da? În lume, cred că erau vreo 50 de focare de război. Da? Ok, nu aveam pandemia asta. Da? Aveam focare de război în Asia, în Africa, în America Latină, în America Centrală. Erau tot felul de dictatori de războaie civile din Angola până în... Așa. Deci omenirea în permanență a trebuit să facă față unor provocări foarte importante. Și atunci eu zic, da, schimb unghiul, nu mă uit la această pandemie ca la nenorocirea, da, lumii, mă uit ca la un semnal de ce Universul, Dumnezeu, etc. ne transmite acest semnal. Ce avem de învățat? Că problema este că noi repetăm comportamente, da, mergem pe tiparele vechi pentru că nu vrem să învățăm nimic din istorie. Cum a scăpat omenirea de al doilea război mondial? Cum a scăpat de 50 de focare de război în anii 70? Cum a scăpat de alte pandemii? Comentam cu fiul meu, mare, are 16 ani, dar e la liceu, iarăși nu știu cum vine vorba, și zic, bă, uite, în 1918 tata a fost gripa spaniolă. Da? Cu ocazia asta am aflat și eu că trebuie să citim, să ne informăm, ca să evoluăm mereu, de ce se numea grupa spaniolă, nu că a apărut în Spania, ci că mass media spaniolă, cea care a scris prima. Zic, uite ce interesant, și a rămas numele așa. Da? Cum a dispărut? A apărut după 2 ani, a dispărut. Deci omenirea este, și se pare, cifrele spun că au fost 30-50 de milioane de morți, nu se știe exact cât, dar oricum de ordinul zecilor de milioane. Ideea este că omenirea oricum are niște resurse fabuloase de reinventare și de reușită. Dar cine s-a aștepta, Cristi, că vom ajunge în situația asta? Adică în 2020, pe secolul în care, iată, atâtea descoperiri extraordinare, în care da, Bill Gates comunicăm aștepta la mii de kilometri distanță și ne vedem în același timp. E un paradox că ne punem problema că vom ajunge pe Marte și nu stăpânim un virus pe care nu-l vedem. N-am spus în glumă cu acest Bill Gates, e firmarea publică, da, 2014, dacă nu mă înșel, sau 15, are interviu în care spune, dom'le, trebuie să realizăm că această înmulțire fantastică a populației globului, coroborată cu posibilitatea de a te deplasa, în special cu avioanele, dintr-o zonă într-alta, poate știi poza globul pământesc fotografiat, plin de puncte, de linii albe, dom'le, ce aici, zborurile dintr-o clipă, în orice
secundă în, nu acum în criză, acum un an, doi ani, în aer sunt, nu știu, vreo 10.000 de avioane, ceva la modul ăsta. Și atunci trebuie să realizăm, probabilistic vorbind, șansele ca să apară genul ăsta de pandemii sunt fantastice. Da? Pentru că foarte mulți oameni, milioane de oameni umblă zilnic. Da? Ești în, la Hong Kong, seara ești la Londra, după ești la Melbourne, după ești la Craiova, să spunem. Da? Da? Și Bill Gates trăgea un semnal de alarmă, pentru că el a sesizat, bănuiesc că are informații prin fundația lui care se preocupă de tot felul de boli, și a sesizat pericol, pentru că aici, domne, nu sunt stocuri. Nu sunt stocuri de materiale vitale, gen măști. Șocant, am văzut toată lumea, în pielea goală, da? Toată Europa. Domne, nu avem măști. Șocant, da? În martie, nimeni nu avea măști. Deci sunt oameni care au tras semnale de alarmă. Unde ne sunt leadership-ii? Vorbeam de leadership. Unde ne sunt liderii? Pentru că îl pomeneai pe Churchill. Da, noi da. Am avut o serie de mesaje extrem de confuze în comunicarea publică, cele mai multe bazată pe acuze și pe amenințarea, ne amintim, celebra amenințare de la dinaintea sărbătorilor de Paști. Nu da. Stăm acasă, ajungem. Da. Sunt oameni, repet, în viața politică românească, nu dau nume, dar sunt oameni sus de tot, despre care eu am o părere bună, spun că au făcut față cu brio, cu niște mesaje tonice, liniștitoare, pe accentul să respectăm legea. Mie mi se pare că din România până în Austria, Anglia, Spania, oriunde vrei tu, virusul și-a făcut de cap cum a vrut. Adică și toate celelalte țări, până în America, Brazilia și unde vrem, virusul și-a făcut de cap. Deci nu sunt de acord în niciun caz cu teoria că românii nu știu ce n-au făcut sau au făcut, că au umblat, că n-au umblat. Nu. Un procent din populație, ca în toate țările, n-a crezut în treaba asta, da, mai ești 100 de nebuni, protestează prin nu știu ce piață, masca pe față înseamnă că suntem la jug. Nu, ăștia sunt copilării tâmpenii, sunt peste tot în lume, da? Deci eu cred că România, ca țară, a făcut față cu brio unei astfel de nenorociri. Acum, sigur, problema pe care mi-o pun și eu, că după 8 luni de pandemie încă citim, vai, sunt 670 de cazuri sau câte sunt la ATI și sistemul se sufocă. Păi, bă, prieten, 30 am de ani n-am făcut nimic. Și, da, dar 8 luni acum tot nimic? Asta voiam să spun. Da, e aici. În martie, aprilie era cumva de înțeles. Suntem nepregătiți, dar acum am avut și se știa că urmează valul 2, da, care va fi mai grav. Da, aici, într-adevăr, acum avem sunt interese, pentru că noi vorbim de oameni și oamenii politici au interese. Și în America, și în România, și în orice țară. Au aceste interese pe termen scurt. Nu știu dacă îi poți acuza sau nu. Da? Toți știau că vor veni alegeri locale. Că vor veni alegeri parlamentare anul ăsta. Da? Și atunci chestia asta, domne, cât investesc undeva dintr-un buget așa mai șoimănit, să investesc, că mă gândesc la popor, după care să investesc când fac campanie electorală, dar am banii ăștia sau cu banii ăștia mai bine fac altceva? E o întreagă jonglerie. Părerea mea este că fostul guvern și-a cam bătut joc de finanțele acestei țări, nu știu ce fac oamenii ăștia acum de la putere, ce cifre au văzut acolo, că dacă vezi datorii de miliarde făcute, zeci de miliarde, e dificil. Deci realmente este dificil. Da, nu am toate datele să interpretez. Dar mai spun o singură chestie apropo de spitale și așa. Domnule, ce era în Italia? Deci în Italia, cum știm, martie, aprilie, mai cu tare, în nordul Italiei, zona cea mai bogată din Italia, și era dezastru în spitale. Adică la un moment dat, și aici cred că intervine chestia statistică. Da? Italia dezvoltată, câți pacienți au putut să primească? România, șontâc, șontâc. Totuși, 6-700 de pacienți la ATI nu este ceva copleșitor într-o țară de 20 de milioane de oameni. Adică eu, per total, repede, și am multe critici la adresa a ceea ce se întâmplă în România, eu per total zic, bă, stai puțin că e ok. Eu văd la clinica stomatologică care o am cu soția, oricum suntem în sistem privat. Două măști, viziere, costum de extraterestru și colegii și colegele au fost zi de zi acolo în tranșe. O văd pe cumnată mea, da, soția lui fratele meu, care este medic la spitalul de stat, da, la fizioterapie. Dom'le, în tranșe. A, că sunt scăpări la nu știu secție, nu l-a băgat pe pacient, nimeni în seamă, două ore sau două zile. Citim, ne încrâncenăm, spunem, e trist, dar eu zic că per total, și la noi, branșa medicală a reacționat cum trebuie. Că poate că trebuie să se mobilizeze mai bine. Este mai mult decât evident, da? Guvernul, că trebuie să ia măsuri, bă, stai puțin, câte paturi avem la ATI? 2000, să spunem, da? Păi, bă, într-un an de zile e prioritate că nu vrem să murim milioane de oameni, mai fă încă 1000, împrumută-te. Eu așa judec, poate o judecată simplistă.
mă împrumut de 100 de milioane de euro sau cât costă să mai fac încă 1000 de 4 în 6 luni, da? Eu sunt ponderat optimist, da? Nu cred în grozăveniile pe care un așa zis mare doctor de la București, mai nou, l-au scos de la naftaline, pus și pe o listă politică. Ascultați-mă, până în 2023 se va plimba virusul. Nu, ăștia sunt aiureli, aiurele electorale, da? Nu cred în așa ceva. Eu ascult știrile care spun că o companie farmaceutică englezească și una americană sunt în fazele finale de testare, se așteaptă de pe o zi pe alta să pună vaccinul, da, la vânzare. E mai o companie belgiană, dacă nu mă înșel, care spune că a făcut un medicament anticorp, nu știu ce-o fi pe acolo, că n-am văzut detaliile, deci, da, că cu vaccinul vom preveni. Medicamentul, dacă este adevărată știrea și o să ne dăm seama până în Crăciun, medicamentul, da, anticorp monoclonal ce-o fi, care vor trata boala ca atare. Așadar nu vine nici pe departe sfârșitul lumii. Nici vorbă. Ne luăm măsuri de siguranță și încercăm să rămânem cel puțin la cap întregi în această perioadă. Eu așa zic, rămânem la cap întregi noi înșine. În momentul în care noi înșine rămânem la cap întregi, dar mesajul... Dar cum facem să rămânem la cap întregi? Că tot auzim de această idee de a ne păstra echilibru. Da, uite, uitându-ne la emisiuni de genul ăsta pe care le faci tu, da? Și cineva care se uită acum și își pune întrebări și zice, bă, dar omul ăla greșește sau are dreptate? Între a greși 100% și a avea noi dreptate acum 100%, fiecare trebuie să se poziționeze undeva. Vrei să rămâi un om pesimist? Rămâi un om pesimist. Emisiunea ce rol are? Să te duci spre latura asta, de la mijloc, să te ducă spre optimist, punându-ți întrebări. Bă, stai puțin. Dacă sunt acasă și mă uit la emisiune. În principiu sunt ok, nu sunt la spital, da? Am vreo rudă, am vreun prieten, ceva grav, bolnav sau... Sperăm că nu. Că totuși la 20 de milioane de oameni, că avem 700 de oameni în ATI care ăia sunt cu probleme reale, dacă judeci procentual sec, e foarte mic procentul, da? Deci, repet, înțelepții în cărți spun că ne trebuie niște ancore, da? Pentru că sunt oameni nefericiți și în Japonia, și în America, și în Anglia, care se sinucid sau care devin bețivani, da? Deși economic în spate... Au foarte mulți bani. Deci nu trebuie să ne raportăm numai la câți bani am în cont sau numai câte nenorociri văd la televizor că se întâmplă astăzi sau mâine. Îți povesteam, am terminat medicina în vremea lui Ceaușescu, da? Păi ne duceam în spitalul de infecțioase unde erau oameni cu pneumonii, cu meningite, cu nenorociri și intram după profesor, după asistent. Nu exista noțiunea de mască, de nebunii. Intrai pe acolo. Ne alesesem în meseria aia. Clar îți asumai un grad de risc, dar asta, și asta nu înseamnă că dăm în paranoia, aoleu, e comunism, nu sunt medicamente, ieșim afară, poate nu am neapărat să pun la WC-ul și nu mănânc un covric că mor de foame. Evident că ne duceam și ne spălam cumva cu ceva, dar nu eram inconștienți. Dar în final tot îți mâncai covricul ăla. Da? Deci de la chestiile alea dezastruoase, omenirea, România a evoluat. Și atunci revenind. Cum fac să-mi găsesc ancorele alea? Mă uit la mine, sunt ok? Da, nene, sunt ok. Înseamnă că respect niște reguli de bun simț. Cu spălatul pe mâini, cu distanțarea, cu masca, da? Dacă eu sunt bine, că ăsta este leadership, leadership este influență. Deci dacă eu reușesc să fiu bine, 100% unui număr de oameni din jurul meu voi transmite această vibrație. Indirect, verbal, etc. Indirect și direct, da? În primul rând, rudelor, prietenilor, oamenilor cu care interacționez. Se poate crea o chestie, un cerc virtuos în care un anumit număr de oameni, să spunem, indeciși, în loc să se ducă spre pesimism, se duc cumva spre optimism. Da? Acum, sigur, cine crede în chestii spirituale, vibraționale, etc., așa se va întâmpla. La un dat, omenirea va reuși să facă un salt energetic. Unii îl simpatizează, alții îl urăsc pe Trump. Dom'le, mie mi-a plăcut fraza lui când a ieșit din spital și a zis, bă, nu vă fie frică de acest virus. Nu vă fie frică. Uite, un tip în vârstă, cum e Trump, stres pe el cât casa, deci nu ne putem imagina dacă noi suntem stresați, un președinte al Americii cu China, Rusia, Turcia, etc., pe cap, lupte de stradă în America, etc., ar fi trebuit să moară de vreo 48 de ori, probabil, de infarct și AVC. Uh-huh. Omul la vârsta lui a ieșit din spital și a zis, bă, nu vă fie frică, puteți să învinge COVID-ul. Cum din fericire se și întâmplă în foarte multe cazuri. Că noi citim cifrele. Au fost diagnosticați 1 milion de oameni. Păi stai puțin bun, dacă ți-au murit? 1000 săraci sau cât s-au murit, da? Cât stă în ATI? Bă, da, 98% s-au făcut bine?
Cum controlăm această frică? Pentru că știm și cine are urechi și ochi de văzut și urechi de auzit, vede faptul că frica este un inhibator chiar al sistemului de apărare al organismului. Da, asta e dovedit științific. Cum o controlăm? Ține de puterea fiecăruia. Sunt oameni care se duc la biserică sau nu se duc neapărat la biserică, se roagă în sinea lor. Ai acasă o icoană și crezi în Dumnezeu în felul tău? Roagă-te zilnic la acea icoană. Pune mâna, citește o carte. Repet, omenirea a trecut măcar de acum 10.000 de ani, da? Din 5 ani a trecut prin nenorociri, de la dinozaurul care te păpa până la dezvoltarea Imperiului Roman, care a fost fantastic, dar care, dacă vezi la rece, a nenorocit milioane de oameni, să spunem, vezi filme cum au încercat să cucerească Anglia, de exemplu, sau Germania, da? Și numeau pe aia barbar, nu mai vorbesc de Dacia, că aici deja implicarea este emoțională, da? Dar romanii numeau pe aia barbar, deși ei veneau și îi hăcuiau. Bă, stai mă puțin, pe cine te invita la mine acasă? Nu vreau să mă civilizez tu cu drumurile tale. A, că noi acum culegem beneficiile. Au lăsat apeducte, ce au lăsat? Bun, jos pălăria, toată stima pentru dezvoltarea economică, dar privind la rece au fost momente nenorocite, da? A urmat după 1000 de ani, spunea Emil Cioran, da, într-o carte de-a lui, În schimbarea la fața României, ce, dar România a lipsit 1000 de ani, România n-a fost pe harta niciunde. Ceea ce înseamnă că noi ca români am fost foarte slab pregătiți. Nu sunt de acord, da? Pentru că te uiți obiectiv geografic, unde a fost România? La întretăieri. Da? Toate popoarele migratoare au trecut pe aici. Bă, da, noi totuși am rămas. Am rămas ca structură de popor român, creștin, ortodox, etc. Ceea ce arată că avem o vână în noi, da? Păi la vână asta mă raportez. Da? Ajung la Mihai Viteazu. Bă, nene, ăla s-a luptat cu Imperiul Otoman. Da? Le-a dat foc la turci. Câte și câte n-a mai făcut, dar la Ștefan cel Mare, adică fiecare se poate raporta la ce simt el vibrațional, da? La regele Carol, bă, un neamț care a venit și a reformat în 20-30 de ani România din temelii, ne-a adus din epoca feudală în epoca modernă, da? Adică avem niște repere lângă noi, avem, da? Ai repere în familie. Păi eu mă uit la mama și la tata, da? La 80 de ani au născuți în timpul celui de-al doilea război mondial. Trecut războiul, veni seceta, trecut seceta, veniră comuniștii, trecură comuniștii, veni Iliescu și așa mai departe. Deci din nenorocire, nenorocire. Și oamenii sunt la 80 de ani verzi, optimiști, se uită la copii, se uită la nepoți și zic, suntem niște oameni foarte împliniți. Deși, repet, și părinții mei și alți părinți, cu siguranță, da, care se uită la noi, au trecut prin zeci de nenorociri. Cum reușești să treci? Cu credință, cu optimism, cu bunătate. Nu mă închid în casă și spun am conserve, mănânc și nu mă interesează cine e la ușa mea. Nu, trebuie să fii generos. Trebuie să fii generos cu o vorbă. Ajuți. Am o, da, unul dintre cei trei copii minunați e psiholog la București. Da, ne tot dă mesaje, acum ne-a trimis un mesaj, bă, dacă aveți niște ghetuțe de copii, că bă, se face o acțiune undeva la o fundație, să se ducă la un cămin de copii pe acțiunea hăinuțe ghetuțe, da? Deci, trebuie să acționăm în acest spirit. Trebuie să acționăm. Asta este singura rezolvare. În timp ce te ascultam, mă gândeam când o ajunge și la noi să statul atât de dezvoltat încât să beneficiem de aceste servicii de psihoterapie prin casa de asigurări de sănătate. Nu mai vorbesc în spitale la patul bolnav. Dar fi să-i complicat, da, dacă privim obiectiv, psihoterapie, stomatologie, oftalmologie, sunt servicii, eu știu cum să le numesc, sofisticate, mi se încă, dar nu e termenul cel mai bun, da? Ochelari, dinți, nervi, în foarte multe țări nu sunt decontate. Că în anumite țări foarte bogate, poate Suedia, Danemarca, etc., statul își permite, e ok. Eu aș zice așa în final, aici, apropo de întrebarea ta, ai o situație ideală, ca statul să poată să se preocupe mai mult și de genul ăsta de patologie, da? Dar fundamentul care cred că este în capul nostru, asta înseamnă așa, dacă eu muncesc și câștig un salariu decent, da? Plec de la această premiză. Decent însemnând pentru fiecare dintre noi cât sunt plătit pentru munca mea și de câți bani am nevoie să trăiesc. Sunt asta oameni care trăiesc. Asta e o chestie extrem de subiectivă și depinde foarte mult de sistemul de raportare al fiecăruia. Da, e pur subiectivă și oamenii fericiți vor înțelege pașii că întâi trebuie să muncească. Mai sunt oameni care stau acasă și întind mâna. Bă, nu mă duc acolo că nu mă plătește ăla bine. Bine, atunci stai acasă și toacă banii părinților. Care e logica? Du-te acolo și demonstrează că nu meriți
decât 2000 de lei salariu, decât 3000, decât, la ce te raportezi tu? Du-te și arată. Nu veni să spui vreau cifra X, păi de ce o vrei? Demonstrați, bun. După care, de câți bani ai nevoie să trăiești lunar? Și fiecare aici știe cum e chibzuit. Sunt oameni care s-au mutat poate la podari. Da? Am amic care mă ajută acum. E în curte, ne ajută cu niște chestii. A avut apartament ultracentral pe Brâncuș, da? Și a zis, bă, costuri mari, tot apartament, visul meu și al nevastă-mea e o casă pe pământ. Evident că în Crava nu ne permite. N-au permis, n-au mașină, n-au nimic. Au căutat un sat pe lângă, Craiova, bă, să am o cursă. Și au luat un teren și au făcut căsuță, sunt cei mai fericiți oameni. Venind zilnic cu cursa în Craiova, să lucreze pe aici, pe acolo, la cine trebuie să te ajute cu diverse chestii, da? Și văd niște oameni fericiți. Și sunt alții care poate să dau cu nu știu mașină sofisticată, da? Aruncă banii, era să zic, prin baruri și restaurante, acum nu mai am unde să-i arunce, dar prin cazinouri s-or fi închiși alea, da? Și sunt nefericiți. De ce? Pentru că ăștia care au bani, să spunem, mulți și aruncă aiurea, dar nu au structura bună, pe rând să se raportează la alții care au bani mai mulți decât ei. Ar putea să pară un paradox, dar studiile ne arată că așa stau lucrurile. Da. Sunt mult mai depresivi, mai anxioși, mai temători, rata de sinucideri, de depresie este mai crescută în rândul celor care au venituri substanțiale. Care au venituri substanțiale, nu e incomplet spus. Și care nu au structura bună. Că cel care are venituri substanțiale și a înțeles din credință, din citit, din meditat, din propria filozofie, că nu poți să rămâi un egoist în viață, da? Nu poți. Pentru că atunci dacă rămâi egoist, te bucuri astăzi de banii care i-ai, mâine devii invidios pe vecinul care are mai mult și poimine devii anxios pe ideea că voi pierde banii, voi pierde privilegiile. Omul care știe că a făcut banii prin munca cinstită și este generos, este un om împlinit. Asta nu înseamnă că el nu are trăirile lui interioare de teamă sau frică, dar le are la cu tot o altă scară. Da? Cum spuneau înțelepții, bă, trebuie să ne culcăm seara liniștit, să ne sculăm dimineața liniștit. Ăla care știe că a furat bani, vezi acum niște reportaje, prin India se fură cu miliardele, ai noștri în România fură cu milioane sau zeci de milioane, da? Da? În India cu miliardele, este șocant, da? Și-au furat ani, unii zeci de ani. Ăla n-are cum să doarmă liniștit când el știe că a nenorocit mii de oameni sau zeci de mii de oameni, da? După care intervine frica, băi, am furat, dacă află poliția, dacă află procuratura, dacă mă toarnă un angajat sau un prieten, și până la îl va măcina, da? De asta spun că trebuie să ne zicem așa, cel care are bani mulți și nu are structura bună din diverse cauze, da, ăla nu va fi fericit. Cel care are bani mulți sau puțini, dar are o structură, are niște repere morale, are niște ancore solide, ăla va fi un om fericit. Și înțelegi o chestie fantastică că ca să întreținem această fericire, da, trebuie să evoluăm continuu. Da? Și la un serviciu, nu mai ca în vremea comunismului care te-a platizat mental. Ai intrat undeva într-un serviciu, știi că peste 50 de ani ești la pensie. Nu, nene! Normalitatea este ceea ce trăim acum, economia asta de piață, care înseamnă că de la zi la zi noi trebuie să evoluăm ca să fim mai buni decât ceilalți. Dacă și evoluează, ne stimulează pe noi și uite așa, ăla evoluează, eu îl prind din urmă și îl depășesc, peste 3 luni, un an ăla mă depășește, vine și este o evoluție continuă a societății. Da? Că altfel ca în comunism, ne blazam cu toți într-o sărăcie lucie. Că ne conduceam niște înțelepți care ne-au adus la sapă de lemn. Da. Dar uite cum reușim să ne mai păstrăm optimismul când am muncit, ne-am dezvoltat un business, nu știu, o cafenea să zic, și a venit această perioadă nenorocită care ne-a pus pur și simplu pe butuci, dar curate. Da. Pentru că investiția am făcut-o cei mai mulți dintre noi cu curate la bancă. Narcisa, ce să spun, e tragic, da, tu știi deja, eu am trecut prin așa ceva cu fratele meu, da, la firma de soft ne-a prins criza din 2008, da? 15 angajați, credit, sediu top și niște mașini luate după 7 ani de muncă, că lumea zice, bă, ai vrut să-ți iei nu știu ce mașină. Bă, aveam 7-8 ani de muncă în spate. Adică logică, ce se pare aiurea că am vrut o mașină ceva mai, nu știu ce. O mașină nouă în leasing, da? Și un sediu pentru oameni, să le ofer condiții ca la București. Le plăteam masa, le plăteam transportul tot. Din păcate totul era pe credit, pentru că facturam. Pardon. A venit criza din 2009, ne-a pus pe butuci. 2009, 2010, 2011 aproape, am muncit pentru bancă să plătesc ratele. Și în 2011 am vândut sediu, mașini, tot zero. Da? După ce oricum în ultimul an adusesem bani de acasă să dau salarii.
Pentru că aveam clienți care nu mai semnau, că îi lovise și pe ei criza, da? Era un serviciu pentru toată lumea. Deci eu știu prin ce trec oamenii ăștia săraci. Acum, ideea este așa, sunt oameni care da, le-a luat casa foc sau a dat fulgerul sau a venit alunecarea de pământ, etc., etc. Ce poți să faci în aceste momente dificile? Să rămâi înfipt în pământ, să nu-ți pierzi credința, faci un efort să te reinventezi. Sunt oameni, da, sunt oameni apropo de restaurante, care au virat brusc, vedem cu ochiul liber sau citim prin ziarul financiar pe oriunde, da? Dom'le, n-am mai mers treaba așa, așa, bă, m-am dus spre catering. M-am dus spre catering. Dacă lumea acum tot stă acasă mai mult timp, nu se merge la birou, dar muncind de acasă, poate nu mai are timp să-și facă o ciorbă, zic sau așa, va suna la firma de catering. Și sunt restaurante care s-au reprofilat pe acest catering și au reușit să supraviețuiască, alții chiar s-au dezvoltat, da? Deci, ține de abilitatea fiecăruia, bă, repet, eu în toate momentele ăștia stau și mă gândesc așa, cum a supraviețuit omenirea celui de-al doilea război mondial în condițiile în care au fost implicați zeci de milioane de oameni, da? Probabil că 80% din industrie era dusă spre industria de război. Adică stai și te gândești când mai vezi soldații care aveau uniforme sau cum mai aveau o mașină, o ciorbă în farfurie. Cine făcea treaba aia? Deci înseamnă că totuși omenirea are niște resurse fantastice, da? Trecem prin criză. A crescut șomajul și probabil va mai crește. Dar omenirea tot o va depăși valul. Și atunci ai de ales între a sta acasă pe un scaun cu ochii non-stop într-un televizor sau așa să zici, bă, ce ghinion am, tocmai când mă lansasem și eu a venit criza asta nenorocită, m-a pus în genunchi. Mă gândeam că poate tocmai asta ar putea să fie, ăsta ar putea să fie ingredientul. În timpul celui de-al doilea război mondial nu avea marea masă acces la informație și nu știau ceea ce se întâmplă, toate nenorocirile care se întâmplă în lume. Da, în același timp știau, de exemplu, acum am văzut zilele trecute, s-a filmat, americanii la început, da, 39-40 până pe la mijlocul 41, marea majoritate a americanilor nu erau de acord ca America să înceapă războiul contra Germaniei. Bă, lasă, ăia sunt în Europa, noi suntem bine, mersi. Erau mulți americani care nu-i suportau pe englezi, privind istoric, da. Ideea este că au fost niște oameni care au început să filmeze bombardamentele nemților în Londra și filmele au ajuns în America, s-au proiectat în cinematografe. Și un procent foarte mare de oameni care a început cel puțin să aibă simpatie pentru englezi, să le plângă nenorocirile, să-i admire pentru curajul lor. Și în momentul în care Roosevelt, om cu cap, da, a ajunsese președintele Americii și a dat seama că nu poate peste un om să zică, bă, gata, intrăm contra nemților, dar a început pas cu pas folosindu-se de simpatia asta populară pentru englezi, da? A ajuns în faza în care a zis, bă, gata, intrăm în război. Sigur că i-au ajutat și japonezii când au venit la Pearl Harbor și le-au distrus flota și așa mai departe, da? Deci, dacă judeci la rece, am de ales între varianta A și B. Stau și îmi plâng de milă sau pun una și fac ceva. Mă lupt. Strâng cureaua. Nu intrăm acum în detalii, dar am trecut prin momente, eu personal, am trecut prin momente și în viața profesională și personală, acum 7-8 ani, deci relativ de curând, da? Aveam 45 de ani atunci, să spunem, mai mult, da? Prin momente foarte dense, foarte dificile, da? Și cureaua prieten se poate strânge. Când intri în alimentare și te uiți cât e iaurtul ăla, 2 lei și ăla e 2,50, tu le-ai cumpărat pe ăla de 2 lei astăzi. Asta este. Și psihologic pentru tine, și nu e metaforă. E real ceea ce postesc. Da? Pentru că nu numai că economisești 50 de bani sau 1 leu sau 5 lei, dar crezi un tipar mental de învingător. Bă, eu îmi controlez finanțele. Dacă luna asta reușesc să pun deoparte 50 de lei, îmi arăt mie însumi că sunt în stare. Pentru că dacă am datorie de 50 de lei luna asta, voi fi pe minus mereu. Da? Mă duceam înainte de criza aia, bineînțeles, mașină, București, cât dădeam pe benzină? 200-300 de lei dus întors? Bă, nu contează, de asta sunt patron. Și de asta trebuie să am o imagine, mă duc la o întâlnire în costum cu omul de București care oricum e mai fițos. Păi și în momentul în care a venit criza și am zis cât costă benzina dus întors? 200 de lei. Uh-huh. Și trenul cât costă? 62 de lei. Mamă, ce mișto, de mâine mă voi duce cu trenul la București. Ok, pe lângă aia 62 de lei cât era biletul atunci, mai puneai un metrou, un taxi dacă era urgență, dar oricum nu depășeam 100 de lei. La un drum de București, și atunci mergeam de 2-3 ori pe lună la București să caut clienți, da? Băi, economiseam 100 de lei la un drum? Aur!
Alții ce ar fi zis? A, bă, nu se poate. Trebuie să mă duc să arăt un ștai, cum mă duc la costum cu metrou, cu trenul, să îngheț de fric, să transpir, să cutare. Da, în momentele alea asta faci. Strângi cureaua și coroborezi. Nu coroborezi. Asta că strângi cureaua vine peste fundamentul tot ceea ce discutăm până acum. Îmi păstrez credința, optimismul, altruismul și lucrurile funcționează. Și mă redefinesc cine sunt. Nu mai sunt acel costum și ceasul pe care l-am și autoturismul. Excelent punctat. Da, mă redefinesc cine sunt. Asta se întâmplă și acum cu omenirea, da? Pentru că și pe oamenii bogați îi vezi egoiști, care sunt egoiști, îi vezi, ai puși tampii la pa, sau nebuni, unul gen cataramă, cu tare apar, fac tot felul de declarații hazlipe la televizor, te îngrozești, da? Sau vezi oamenii de caracter. Da? Și în final, deci, repede, nu mai oameni bogați, vezi oamenii din jurul tău, da? Vezi cine de caracter, cine se închide în casă și ce lasă, că nu interesează restul, da? Cine se implică. E un moment al adevărului acum pentru foarte mulți oameni. Da? Și repet, fundamental, nu va veni nimeni, nici Dumnezeu, nici președintele țării, nici nimeni va veni să zică clic, tu gata, de mâine ești sănătos, ai bani și vei fi fericit. Nu, treaba asta trebuie să o facem noi. Eu consider că, pe fiecare în ce crede, univers, Dumnezeu, etc., da? Ne oferă tuturor niște instrumente. Instrumentele le avem pe masă. Un instrument foarte important este informația. Dacă eu mă voi duce să stau non-stop pe Facebook sau pe internet să caut numai nenorociri, cifre, tabele, mamă, cum, ce s-a întâmplat, vai de capul meu, mă mai ieși la niște posturi TV toxice, etc., culme când voi ieși. Voi fi un pesimist non-stop. Vai, văzut că în condițiile în care, cum știm, sunt foarte multe știri false, da? Pot să folosesc acest flux de știri constructiv? De mine ține, de abilitatea mea. La un dat simt că îmi scapă din mână ceva, nu mă mai duc acolo. Nu mă mai duc. Dom'le, dacă citesc numai știri negative, mai citesc că respectivul canal de știri poate e tulbure ciudat, e finanțat de nu știu ce țară teroristă cu tare, spun stop, e în puterea mea. Da? Deci, nu degeaba se spune că unde ne este gândul, ne este viața până la urmă. Mare grijă la ceea ce gândim. La ce gândim, gândul este energie, doi la mână ne va determina gândul, comportamentul, da? Iar comportamentele ne vor duce spre ceea ce ai spus foarte frumos, viața noastră. Viața noastră. Am comportamente toxice care au în spate gânduri negative, cum e că o să-mi iasă? O să am o viață nenorocită. Am altfel de gânduri, de comportamente, o să am altă viață. Nu spun neapărat fericită sau împlinită sau nu știu cum. Și ne reîntoarcem la ancore, pentru că avem nevoie de repere astfel încât să putem să rămânem cu gândul pe vibrație înaltă, cu gândul pozitiv. Credință, familie, da, prieteni, citit. Da, apropo, citim. De citit, că am văzut că ai citit de curând pe Joe Dispenza. Da, supranatural. Efectul placebo-l știm cu toți, e recunoscut și de către medicină la nivel universal. Ce facem însă cu efectul invers al placebo, despre care nu prea se vorbește, acela cebo? Păi ajungem tot la ceea ce discutăm, ce vrem să alegem, varianta A sau B. Deci fiecare alege după, să zic așa, după intuiția lui. Și dacă citim istoric vorbind, țăranul român are o intuiție foarte bună pentru că avea un bun simț născut și așa a reușit să rămână pe pământul ăsta în credința lui, da, creștină, sute și mii de ani. E o carte de-a lui Ismail Kadare, cred, scriitor albanez foarte interesantă, cum turcii pe la 1400, dacă nu mă înșel, au intrat în Albania, da? Și era Skanderbeg regele Albaniei, hai să ne luptăm. Pașa care venise să cucerească Albania, asta vreo 6 luni pe acolo și n-au reușit, da? S-au apărat albanezi care erau creștini atunci, da? 100%. Și pașa, întorcându-se pe drum spre, cred că cuceriseră să Constantinopolul, ok, și acolo era capitala, zice, e clar, sultanul o să-mi ia gâtul, era perfect conștient. Ce noroc că sunt după mine cu cele 20-30 de cadâne, drumul până la Constantinopol e lung și mă mai distrez și eu, dar mi-a gâtul că n-am reușit să-mi fac tema, da? Și ce? Și la primăvară, pentru că s-au retras că venea iarna. Și zice, când va veni primăvara și sultanul va trimite din nou armata, de câte ori va trebui, o dată, de două, de trei ori, tot îi vom cuceri. Ce?
stau și mă gândesc, sultanul, cum va decide să cucerească această țară definitiv? Că zice, o țară cum o poți cuceri? Impunându-ți limba sau religia? Și în Albania au impus religia, da? Și au devenit mare parte din populație musulmană. Nu, în România, turcii n-au reușit să facă chestia asta. Nici limba, nici cultura. Ne-au lăsat, n-au avut tupeu, să zic așa, nici măcar pașalâc să ne facă, da? Deci noi, acum sigur că unii care se uită la noi și zic, ia uite mă, Cristian Nicolae ăsta se dă român aici. Da, fraților, sunt român, da? Și mă raportez la originile noastre foarte sănătoase. Deci noi avem o genă în noi foarte bună. Dacă ne ducem și o facem așa, o inflamăm, devenim ca persoane arogante, ceea ce este foarte rău. În același timp, la fel de rău mi se pare dacă minimalizăm această genă, da, și cădem în umilință. Așa suntem noi românii, proști, hoți, etc. Puta că așa te simți, așa te vei simți, asta este. Așa dar se cultivă ideea asta și acum mă gândesc la copii. Oare ce înțeleg ei în momentul în care auzim că suntem de mâna a treia, cetățeni de mâna a treia, că suntem hoți, că suntem, da, mai știu eu cum. Umblu de 8 ani de zile, umblu prin toată țara, am fost la sute de manifestări cu liceeni, cu studenți, peste tot le spun treaba asta. Fiți mândri de cine sunteți. Eu copiilor mei ce le-am spus? Sunteți al lui Nicolae din Craiova, români. Fii mândru de familia din care faci parte, orașul unde te-ai născut și țara unde te-ai născut, da? Pentru că atunci, în momentul ăla, vei sta drept în fața oricui. A, dacă stai drept, dar în spatele tău e carton, că nu ai citit, n-ai făcut nimic în viața ta, ai căutat mereu scurtături și așa, ești un om de carton. Și, de fapt, tu nu vei sta drept cu baza de carton. Tu vei deveni un arogant ca să acoperi, da, lipsa de cultură. Da. Dar în momentul în care ai un fundament solid de educație, din familie, de la școală, din propriul tău efort în a citi și a înțelege lucrurile, da? Și ți-ai construit acest fundament, vei sta drept. Și le dau exemple, este o groază de oameni tineri, da? Avem prieteni, avem atâtea exemple de liceeni, de studenți care au ajuns la facultăți celebre din Anglia, din America și așa mai departe, da? Oameni care au reușit, medici, am colegi, am fost colegi, da? Au ajuns și în Canada, profesor universitar la Stanford, Alin Gârniță, da? Sau Tibi Trușcă, ortoped de seamă, șef de secție la spital din Belgia. Dar toate lucrurile acestea profesionale nu se pot realiza fără încredere în tine. Încredere, încredere care muncă, vine la nivel macro, la nivel sunt român și pot, da? Și la nivel micro. Da, da. De la individ la individ. Da, vezi, asta este interesant că fiind români, evident că ducem discuția în principiu pe români. E logic, da? Dar dacă am fi, de exemplu, englezi și am discutat despre englezi și am reușit să avem o imagine obiectivă, știi ce am putea să auzim? Am un amic care de vreo 3 ani stă la Londra. Mai vine în România, dar în principiu stă acolo, da? Mi-a zis, Cristiane, șocant de mulți sunt pe lângă subiect, ca să nu folosesc alt termen. Păi zic, și cum? Păi ce sistem? Sistemul îi duce înainte. Deci una la mână, Anglia, istoric vorbind, acum la niște bogății imense, da? Și oamenii deștepți, liderii, au creat niște sisteme, da? Și sistemele astea așa devine create că împing lucrurile înainte. Un sistem financiar foarte puternic, da? Un sistem politic care cu toate bâșbâielile ei ca țară merg, deși mi se pare o greșeală că au ieșit din Uniunea Europeană, dar în fine, da? Apare un sistem de învățământ foarte puternic, apare un sistem de sănătate puternic, dar deci pericolul ca mare parte din populație să se ducă pe topogan în jos, există și într-o societate foarte bogată. Când vezi că sistemul te trage după el, dacă nu ești bine pregătit, te lași pe spate. Da, mă las. De ce să câștig 5.000 de lire cu muncă? Îmi dă statul 1.800. Ok, suficient să am de bere cu băieții. Și atunci, în final, ajung la aceeași esență. Și în România, și în Anglia, și în America, și oriunde, succesul stă în tine însuți, după care poți construi folosindu-te de uneltele pe care ți le dă societatea în acel moment la dispoziție. Da? Nu te regăsești în România, du-te, prietene, în Anglia, în America, oriunde. Dar nici acolo nu te va aștepta nimeni așa. Pardon. Și acolo trebuie să muncești poate mai mult la început sau aproape sigur ca să demonstrezi ceva. Te vei regăsi și profesional și uman, vei avea prieten acolo, jos pălăria. Nu te regăsești? Vino încoace. Avem asistentă pe care am luat-o acum la clinică de curând, a stat 3 ani în Anglia. Cu iubitul, da? Și au zis, domne, am învățat foarte multe,
Dar fiind tot acasă am vrut să venim să ne regăsim, da? Să ne facem o familie, să ne luăm un apartament, ceva, da? Tot stimă, da? Pe parcursul discuției noastre am tot discutat despre faptul că omenirea a trecut prin multe crize și încă va mai trece și, uite, mă gândeam că poate ar trebui să ne întoarcem puțin și la lectură și îmi trecea prin cap un titlu, Omul în căutarea sensului vieții, a lui Viktor Frankl, excepțional modul în care prezintă cum a supraviețuit până la urmă patru lagăre, dacă nu mă șel, a fost de concentrare și unde a fost pus față în față cu foametea, cu moartea și cu toate acestea a murit de bătrânețe, ca să spun așa. Da, uite, un exemplu exact cum l-ai dat, l-avem lângă noi, da, pe domnul Copos, da? Seniorul, da? 17 ani temniță, 7 ani carceră, deci este șocant. Deci resursele omului sunt infinite. Da, sau Steinhardt sau câți oameni celebri nu avem care au trecut prin închisorile comuniste, unii săraci sigur s-au prăpădit, dar alții care au reușit să scape și au mai trăit zeci de ani, da? Și toți spun, domnule, am avut o credință, da? În Dumnezeu, în bunătatea umană finală, nu mă uitam la torționar. Spunea filozofii vorbind, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face, da? Torționarul ăla oricum a murit ca un câine, comuniștii, cum știm, se omorau între ei, da? De la Stalin încoace așa au învățat să se trădeze între ei. Doi la mână, nenorociții de torționari n-au știut că ei oricum au aruncat chestii, o travă peste urmașilor. Da? Deci, da, iar oamenii de valoare au lăsat în spate exemple personale de forță la care cine este deștept se raportează. Da? Așa popular se spune să nu ne pierdem nădejdea. Uite ce cuvânt plin de... Da. Substanță. Da, este fantastic, pentru că ăsta este adevărul. Și ce mai rămâne până la urmă? Când ne-am pierdut nădejdea și încrederea și speranța, practic rămâne suntem deșert. Goi. Dacă le-am pierdut, rămâne deșert. Și de asta vezi indivizi sau familii, da, care au pierdut toată averea sau împrăștiat, vezi la limită chiar anumite popoare care își pierd busolele, da? Uită-te la Venezuela, o țară bogată, vezi, fără o lipsă de cultură, au permis unui dictator, da, Chavez, să ajungă la conducere. Cum spuneau, scrie în cărți, temperatura medie în Venezuela e 27 de grade. Dom'le, deci idilic, adică mai frumos de atâta nu se poate, da? Nu 20, nu 32, ca să zici mi-e cald sau mi-e nu știu, nu 27, da? Petrol, locul 3 în lume sau așa ceva. Acea țară trebuia să fie raiul pe pământ. Pentru că oamenii, zic eu, nu a avut un nivel suficient de pregătire, da? Au permis unui dictator să ajungă la putere, care, culmea, sigur, poți să zici că a ajuns democratic prin alegeri, care a rămas zeci de ani, a năpăstuit țara, a venit următorul, la fel de catastrofal și ei, săracii, poate a zis, au fugit vreo 2 milioane, nu știu ce țară vecină, pe acolo mănâncă scoarță de copac, e catastrofal, e o tragedie umană, da? De ce? Pentru că a existat fundamental în acea țară, se pare, asta este o concluzie care o trag, a existat fundamental o lipsă de cultură. A existat niște oameni care au umblat în short și tricou toată ziua, a stat la umbră, da? Bă, lasă, avem petrol, avem soare, mai arunci undița, mai pică un pește și în rest un rom cu prietenii la bar, seara cu o fată la discotecă și viața e frumoasă, ne distrăm. Păi uite, la un dat momentul adevărului vine, da? Iar la polul opus, vezi ce înseamnă Europa Nordică, da? Care a spus, bă, ori înghețăm de frig, da? Ori facem ceva cu viața noastră. Și te miri că Suedia, Danemarca, Finlanda, toate au ajuns unde au ajuns. Prietene simplu, prin muncă. Muncă. Credință în ei înșiși, în alte valori fantastice, da? Când citești, vrând nevrând, devii și mai inteligent. Când ești mai inteligent, pricepi. Bă, unde investesc banii să fac mai mulți, da? Că de cheltuit e ușor, oricine poate cheltui bani. Da? Am văzut un reportaj, îmi scapă numele insulei, o insulă cu vreo 9000 de locuitori, pe lângă Australia, Noua Zeelandă, da? Și solul conținea ceva gen siliciu sau o chestie de asta, un material rar. Da? A fost pe acolo o revoluție, ceva independență prin anii 60, acea insulă, da, un sat cu 9000 de oameni și a căutat independența. Și au început să exploateze bogățiile. Au zis, bă, toate bogățiile sunt ale poporului, da? O chestie socialistă, care pe termen scurt la ei a funcționat, pentru că tot ceea ce vindeau, bani, și se dădea la populație, se dădea o anumită sumă de bani mare. Toată lumea a început să-și ia mașini.
În momentul în care ți se strica motorul, nu mai reparai. O lăsai pe marginea străzii, că îți luai alta nouă, pentru că oricum aveai bani. Deci a fost un dezmăț vreo 10 ani. Până când erau filmări cu insula acum, care era pustită. Deci după ce au luat bogățile ăștia de la suprafață, au început să sape și în pământ, a rămas pământul excavat așa, sinistru, parcă erai pe lună. Și acum toți sunt blană, zero. Odată pe săptămână vine un vapor cu mâncare și când ăștia făceau reportajul, la un moment dat unii zic, băi, a venit vaporul. Mâncarea se va duce la cele două supermarketuri de pe magazin, să ne scriem pe listă o chestie de asta. Și când se duc în port să filmeze, se stricase macaraua. Deci singura macara care putea să ia mâncarea de pe vapor, să o pună pe insulă, se stricase. Și nu știa nimeni să repare. Deci catastrofal. Da? Sigur că poți să ieși, bă, o insulă cu 9.000 de locuitori, ce să spun. Da, mi se pare un exemplu fascinant. Cum poți într-un interval de câțiva ani să ajungi din vârful piramidei economice, să ajungi pulbere. De ce? Inconștienți, da? Și în cultură. În spate, sigur că spuneau că guvernul investise sume imense de bani în diverse investiții nefericite pe plan internațional datorită lipsei... Așa, popular se spune că banii nemunciți, iată. Așa le-a trecut prin. Au furat cum i-am câștigat. Și nu au știut unde să investească. Cristi, o să te rog ca și o concluzie, pentru că nu mai avem decât două minute, pentru cei care ne privesc și încearcă, conștientizează că până la urmă, fără o stare de spirit bună, ne ducem în cap. Da, concluzia. Nu ne adresăm acelor sceptici care oricum ei văd doar ceea ce vor să vadă. Da, da. Nu, concluzia este clară. Raportați-vă la valorile fundamentale, da? La credință, la optimism, la familie, la omenire per total care a depășit de fiecare dată cu succes orice criză, da? La altruism, nu trebuie să fim egoiști, insist pe treaba asta, da? Trebuie să facem acolo ceva mărunt, orice, da, orice, pentru cei din jurul nostru, da? Se va trece cu siguranță pentru treaba asta. Plus tot ce am spus, medical vorbind, da? Distanțare, mască, spăla pe mâini, toate aceste lucruri minore în final, da? Care vin peste acest fundament de credință, optimism, altruism, etc., cu siguranță la marea majoritate dintre noi, da? Le va da succesul. Că vor mai fi anumite exemple pe aici, pe acolo, vom afla încă 3 luni, 6 luni, un an de diverse insuccese. Nu, asta e viața reală. Da? Nu trebuie să ne raportăm numai la treaba asta. Dacă citim statistici cu câți mor de cancer, de inimă, accidente de mașină, etc., ne-am îngrozit de 100 de ori mai mult. Da? Și atunci un sfat așa banal este, schimbați-vă un pic focalizarea asta, nu? Să nu mai citim numai cifrele, numai cifrele, numai cifrele care nu știu ce s-a întâmplat, da? Optimism și forță. Îți mulțumim tare mult că ne-ai fost alături. Și eu mulțumesc mult. Succes! Cristi Nicolae, îl găsiți pe internet dacă aveți nevoie să vă infuzați așa cu optimism, optimism rațional, spune eu, nu așa în vânt. Îl găsiți dacă îl căutați pe internet, dați Cristi Nicolae, speaker Cristian motivațional. Nicolae. Cristian Nicolae, da. Pentru prieten Cristi și eu știu că Cristi, toată lumea e prietena ta. Cristian. Deci Cristian Nicolae pe internet pentru așa o doză de infuzie pozitivă, pentru că avem mare, mare nevoie în perioada asta și să încercăm să ne mutăm gândurile și atunci când vin acelea negative și mai vedem o știre și mai auzim un vecin, de un vecin care s-a îmbolnăvit sau de un prieten, să rămânem sus. Până la urmă vom trece și peste toate acestea. Îți mulțumesc încă o dată, mulțumesc, Cristian Nicolae. Să rămână. Toate cele bune și dumneavoastră. La revedere. La revedere.